găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi într-o comună care a reușit să, cu toate că e departe de Constanța, a reușit să învețe din ce s-a întâmplat în trecut și mai mult decât atât, administrația locală a reușit să realizeze lucruri pe care oamenii nici nu le visau acum câțiva ani. Sunt realizări importante pentru localnici, care țin atât de infrastructură cât și de atenția îndreptată către oameni. Dar vom vorbi despre toate acestea cu domnul primar al comunei Siliștea, pentru că aici ne aflăm. Domnul Mihai Soare, bun găsit! Bine ați venit la noi în comună și bună ziua! Mă bucur să vă văd pentru că noi acum ne aflăm, dar nu vreau să vă arăt ce este în jurul nostru. Și pentru că cu asta vreau să încep. Undeva în jurul nostru, fără să vă arătăm ce se întâmplă aici, este o sală care este plină de daruri pentru bătrâni, ne spuneați. Aveți grijă totuși și de oameni. Da, este bunul Dumnezeu a avut grijă ca și anul acesta Moș Crăciun să vină atât pentru copiii din comună, cât și pentru seniorii noștri dragi. Iar vorbind de copii, înainte să începem filmarea acestei emisiuni, am participat la un frumos eveniment în care chiar copiii din localitate erau cei care evoluau pe scenă. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre toate aceste evenimente. Cum simțiți că e nevoie de asemenea evenimente? Oamenii le cer, vor să vadă, eu știu, ansamblul folclorului din localitate, de exemplu, cum, eu știu, evoluează mai des, cum prezintă spectacole și așa mai departe? Da, deci eu în momentul în care am venit primar în comuna Siliștea, în anul 2000, comuna Siliștea era practic un loc unde nu se întâmpla nimic, era practic, între ghilimele, un loc mort. Din primele zile am încercat să dezvoltăm tot felul de activități cu copiii și oamenii noștri din comună și așa a luat ființă ansamblul folcloric Siliștianca. Ansamblul folcloric care de-a lungul anilor a crescut și a desfășurat diverse activități folclorice și de port popular în localitate, în localitățile învecinate, în Constanța, în alte localități din țară, cât și în străinătate. Țării, da, așa este. A fost în Turcia, a fost în Bulgaria, avem o frumoasă înfrățire cu Republica Moldova, am participat la Festivalul Centenar Fest, un festival amplu anul trecut privind întreaga românitate, unde am fost primis foarte bine în Republica Moldova. Avem activități frumoase, inclusiv aceste sărbări și aceste momente de sărbători le facem în mare parte cu copiii noștri. Totul se întâmplă chiar aici, în Căminul Cultural, în locul unde și noi de altfel filmăm această emisiune. Cămin cultural care, trebuie spus, arată foarte bine. Arată ca un cămin cultural cu care o comună se poate mândri. Este bine amenajat, aveți, eu știu, izolație, toate cele făcute, așa fel încât să oferiți toate condițiile pentru un astfel de eveniment. Exact. Acest cămin cultural a fost unul dintre visurile mele, deoarece nu aveam cămin cultural în această comună. Și am construit această clădire practic de la zero, am dotat-o cu tot ce este necesar și în acest cămin cultural se desfășoară diverse activități, atât culturale, dar cât și celelalte care ce privesc viața comunității, respectiv nunții, botezuri, chiar și pomeni. Și alte activități. Oamenii pe au care, nevoie și de așa exact, ceva. Exact, fac parte din viața unei comunități, iar tot ce se întâmplă în acest cămin este gratuit. Punem la dispoziție absolut tot ce au nevoie ca oamenii să-și desfășoare acel eveniment din viața lor. Dacă tot vorbim de tineri și de performanțele lor, vreau să intrăm puțin așa și în activitatea asociației sportive din comună, pentru că e ceva cu care sunt convins că vă mândriți. Da. La fel, pentru a se întâmpla ceva, pentru a realiza ceva în comună, am înființat asociația sportivă Steaua Speranței Siliștea. Bun nume. Da, da. Și v-au adus acele speranțe? V-au materializat acele speranțe? Am, de-a lungul anilor, încă din 2002 am înființat această asociație. Era nevoie de sport în comună.
am înființat echipa de fotbal mai întâi, cu care am participat la diverse competiții. Am făcut baza sportivă cu care mă mândresc, o bază sportivă nouă la vremea respectivă. Ce dotări are această bază sportivă? Deci, este dotată cu tot ce înseamnă ca și dotare pentru a desfășura meciuri, competiții sportive. Avem dușuri, avem vestiare. Deci avem, nu e doar un teren și atât. Nu, este un teren de sport, plus mai avem și tribune, vestiare, cum mă repet. Este ok. Sportivii sunt, eu știu, copilași mai micuți, sunt mai mari, sunt și adulți. De-a lungul acum, în momentul de față, avem echipa de fotbal în campionatul Ligii a 5-a. Felicitări! Mulțumim! Ca și vârf așa al realizărilor din fotbal, am câștigat Cupa Județului Constanța cu câțiva ani în urmă și am avut acces în fazele superioare, unde am jucat cu Dunărea Călăraș. Chiar a fost un meci foarte frumos, pe care din păcate l-am pierdut 1-0, dar asta a fost. A fost un moment de mândrie pentru noi în domeniul fotbalistic. Pe lângă fotbal, ce se mai întâmplă acolo? Sunt și alte activități în clubul sportiv? Mai se joacă și volei și mai jucăm și cu copii, dar acestea sunt la un nivel mai mic. Școala, iarăși, mai avem încă două terenuri sintetice, atât în Siriștea cât și în Țepeș-Vodă, și acestea cu nocturnă. Acestea au fost create tot așa pentru a îi face pe copii să practice sportul. Se poate spune, dacă tot ajungem așa de la una la alta, ți-a adus aminte de școală, aș vrea să vorbim puțin despre faptul că v-ați implicat și în educație și nu v-ați oprit la școală, ci ați mers mai departe către dotarea after school-ului din Țepeș-Vodă, de exemplu, acolo unde... Exact. Suntem în prim proces de dotare acum. Da, ce să vă zic, eu sunt născut crescut în această comună, am fost un elev bun, am fost comandant de unitate și încă de când eram elev aveam o școală foarte întunecată și puțin dotată. Și atunci, încă din prima zi de când am venit primar, am căutat sursele de finanțare pentru a construi o școală nouă în comuna Siliștea. După ani și ani de alergătură, am reușit să facem această școală nouă. Avem o școală nouă, modernă, dotată. Câți elevi sunt în localitate, apropo? Avem 230, peste 200, da, cu tot cu cei de la grădinițe. Avem și două grădinițe modernizate, una în Țepeș-Vodă, una în Siliștea. E o comună destul de mare și atunci la 200 de elevi, eu fac comparații și cu alte comune care, chiar dacă sunt mai mari ca întindere, au mai puțini elevi și ați reușit. Avem copii, dar totuși populația este în scădere, din păcate. Tocmai de aceea în fosta școală de la Țepeș-Vodă dorim să facem acest after school și să-l dotăm prin fonduri europene. Înțeleg că acolo ați accesat niște fonduri prin grupul de acțiune locală. Exact, am accesat fonduri europene prin GAL. Da. Ce va avea acest after school? Ce vă gândiți? Ce vreți să faceți acolo mai exact? Va avea fostele clase, sălile respective vor fi dotate cu tot ce înseamnă echipament atât de învățat cât și de recreere, pentru ca acei copii care doresc să vină după orele de curs să poată să învețe, dar să și socializeze împreună până seara. Pentru că tot vorbeam de sport și de activitatea celor mai mici dintre membrii comunei, vreau să intrăm într-un alt proiect de investiții care sunt convins că vă este la fel de la suflet, așa, ca să zic, că este vorba despre sala de sport din Siliștea. Aceasta este încă un vis. Da, am trecut cumva așa de la partea de acțiuni la investiții. Vom vorbi după aceea și despre ce ați realizat, dar aș vrea să vorbim puțin și despre partea asta, pentru că se leagă foarte mult de discuția noastră. Deci, sala de sport de la Siliștea este o necesitate. Va fi, dacă acest proiect se va realiza în preajma școlii,
Este un proiect pe care îl derulăm la momentul respectiv cu Compania Națională de Investiții și sperăm ca în anul care urmează, în 2020, acest proiect efectiv să se materializeze. Vorbind de o reabilitare sau construcție? Nu, este un proiect de construcție nouă care se va realiza cu Compania Națională de Investiții. Vă repet, dacă acest lucru nu se va stopa de să sperăm, ce se întâmplă. Da, să sperăm că noul guvern nu noi va... Noi suntem optimiști. Da, e un lucru bun. Și dacă tot vorbim de investiții, vă doriți să aveți o primărie nouă, un sediu de primărie nouă, sau măcar, eu știu, da, să... Da, da, este un proiect, nu este atât de dorit, fiindcă nu vrea să dau în primărie, dar este o necesitate, tot la fel prin Compania Națională de Investiții. Tot prin Compania Națională de Investiții avem un proiect care este mai dorit de către cetățenii din satul Țepeș-Vodă, și anume un cămin cultural nou. Acolo avem un cămin mai vechi, un cămin cultural în care desfășurăm activități, dar este necesar un cămin cultural nou și la fel acest proiect este pe 2020 prin Compania Națională de Investiții. Cum se întâmplă toate aceste lucruri? Aveți o echipă care scrie proiectele? Aveți ce da. Cum reușiți să atrageți fonduri sau cum ați făcut până acum? Este o muncă continuă și destul de titanică, aș numi eu, făcută de către mica mea echipă din cadrul primăriei Siliștea. Este o muncă pe care o fac atât eu cât și domnul viceprimar, fiindcă sunt multe drumuri de făcut, atât la Constanța cât și la București, și aceste proiecte înseamnă ani și ani de muncă și vedem că în România, din păcate, nu se realizează totul peste noapte și necesită mulți ani. Practic, ce realizăm acum, că avem și alte proiecte, e rezultatul unor ani de muncă. Cu siguranță. Oamenii, noi am tot vorbit în emisiunile acestea de pe Constanța News și am explicat faptul că în momentul în care te apuci și faci un proiect, de la momentul ideii până la punerea în aplicare, chiar dacă e vorba de asfaltarea unei străzi, trec cel puțin, eu știu, poate 2 ani, 3 ani, iar dacă e vorba de o investiție precum o sală de sport, vorbim de, nu știu, un mandat întreg, poate chiar și mai mult. Da. Păi, ca să vă dau un exemplu, în momentul de față încă lucrăm la lucrarea de canalizare a comunei. Eu când am venit primar în anul 2000, era o comună fără străzi pietruite. Deci oamenii n-au văzut nici asfalt, cu alte cuvinte. N-au văzut piatră, deci nu aveam, aveam străzile de noroi, practic. Nu aveam cămine culturale, bisericile erau deteriorate. Ce să vă zic, nu aveam apă potabilă în niciun sat, practic ăsta a fost primul proiect pe care l-am realizat tot așa prin fonduri europene, apă potabilă. Ați reușit să alimentați cu apă Țepeș-Vodă prin PNDL, prin programul PNDL. Da, este vorba despre Țepeș-Vodă ferme. Era practic, îl numim noi așa un cartier, este o fostă fermă unde sunt locuințe la 3 km de satul Țepeș-Vodă. Acești oameni rămăseseră practic neprinși în proiectul vechi care s-a desfășurat prin SAPARD, fonduri europene, deoarece, cum știți și dumneavoastră, există o limită maximă de finanțare. Da. Celelalte sate, Țepeș-Vodă și acesta practic e un cătun, un cartier, Țepeș-Vodă și Siliștea aveau apă potabilă de mult timp. Am reușit să conectăm și Țepeș-Vodă fermă, urmând ca în perioada următoare efectiv să-i branșăm pe acești oameni. Pe partea de infrastructură v-ați ocupat și de, așa cum spuneați, de partea de canalizare și mai ales de stațiile de epurare, pentru că tot această canalizare nu e doar o conductă care trece prin fața casei, ci trebuie să meargă undeva. Asta vreau să vă zic, că prin PNDL 1, practic prin ordonanța 7, prima oară, acum PNDL 1 am început un proiect de canalizare, proiect de canalizare care s-a desfășurat destul de greu, la fel cum vă ziceam, având limite de finanțare, apoi au mai trebuit suplimentate. Acum suntem în plin proces de extindere, avem stațiile de epurare construite, avem mare parte din rețeaua de canalizare, urmează să facem conectarea la energie electrică și să mai facem extinderi. În momentul de față
Din păcate, suntem un pic blocați, deoarece nu mai sunt fonduri, chiar dacă erau alocate comunei noastre, încasările la trezorerie nu s-au făcut așa cum... Când sperați să se deblocheze toată această situație? Eu sunt optimist. Sper ca în, ca în primăvara anului viitor să începem să, să legăm rețeaua de canalizare și să conectăm oamenii. Vorbeam mai devreme despre faptul că oamenii n-au văzut nici piatră de pe asfalt. La Țepeș-Vodă ați reușit să modernizați această toată infrastructura și vorbim despre peste 10 km de drum. Din 2000, încă de când am ieșit primar, am tot făcut pietruire. Am început cu drumurile către cimitir, fiindcă oamenii doreau măcar morții să ne ducem în condiții ok. Apoi am început stradă cu stradă și am pietruit-o. La momentul de față toate străzile sunt pietruite. Bine, chiar dacă sunt un pic afectate datorită ploilor și fenomenelor meteorologice, orice casă din comună are acces practic cu mașina, indiferent de anotimp. Se poate intra la acea gospodărie. Au scăpat de noroaie până la urmă. Da, cam asta dar acum e avem un proiect prin PNDL 2 care este în plină desfășurare, un proiect amplu de modernizare și asfaltare a 10 km de străzi, lucru care în satul Țepeș-Vodă se vede. Am început cu satul Țepeș-Vodă, practic se fac lucrări de scarificare, se fac lucrări de casetare, de împietruire, lucrări specifice, înainte de a turna asfaltul. Asfaltul vor, apoi vom trece pe satul Siliștea cu, cu aceste lucrări de modernizare și pietruire, urmând ca în primăvară, noi în calendar avem luna martie, efectiv să turnăm covorul asfaltic pe 10 km de străzi. E doar o chestiune de vreme neprielnică pentru asfaltare, deci nu vă împiedică, știu, resursele sau... Nu. Așa este procesul de... Așa l-am gândit ca și... Nu poți să asfaltezi la 5 grade Celsius, Exact. Nu știam cum va fi vremea în decembrie și în martie avem un program de pus covorul asfaltic. Apoi mai avem deoarece mai rămân vreo 4 km de străzi care nu intră în acest prim proiect, am mai depus un proiect pe FDI. La fel, proiect aprobat, care va rezolva restul de străzi. Dacă reușim și acel proiect, vom avea și trotuare, vom avea și, și podețe, poduri, fiecare intrare în gospodărie va avea podeț și parte de asfalt și vom fi 100% asfaltați, ca să zic așa. Mi-ați spus să nu vă întreb cifre și n-am să vă întreb cifre, dar am tras cu ochiul pe hârtia pe care o aveți în față și văd că aveți proiecte în valoare de 20 de milioane de lei. Sunt fonduri atrase pentru comună. Toate aceste lucruri se întâmplă, nu se întâmplă peste noapte. Și atunci cei care spun, ne asfaltează domnul primar strada acum pentru că în martie, pentru că vin alegerile. Nu se întâmplă chestia asta așa, pentru că toate aceste lucruri durează. Ceva. Procesul este unul îndelungat, cu siguranță. Și atunci întrebarea ar fi, 20 de milioane de lei sunt, cred eu, este o sumă foarte mare pentru o localitate de precum Siliștea. Comuna Siliștea este o comună cu un buget destul de limitat. Chiar dacă am mai atras ceva investiții și eoliene și altele, dar părerea mea că rolul primarului este acela de a atrage fonduri și asta mi-am propus și eu încă din prima zi, să atrag cât mai multe fonduri și în mare parte am reușit, nu atât cât mi-am dorit, dar eu zic că dacă reușim să ducem la bun sfârșit aceste proiecte, pe lângă ceea ce am realizat în trecut, o să fie o comună destul de dezvoltată care să atragă în continuare oamenii în ea. Întrebarea era, după ce atragi 20 de milioane și depui o muncă intensă pentru tot acest lucru, ce vă doriți mai departe? Să atrageți fonduri pentru alte proiecte? Da. Există și alte, poate un vis pe care îl aveți, pe lângă, un sediu nou de primărie, o sală de sport și așa mai departe, ceva ce vă doriți să faceți într-un mandat viitor? Da, în primul rând îmi doresc să duc la bun sfârșit aceste proiecte. Corect. Care nu se termină în mandatul acesta. Acum,
până la sfârșitul mandatului acestuia, măcar îmi propun să termin aceste lucruri începute. La momentul de față încă nu sunt hotărât dacă mai continui sau nu, dar vedem și în funcție de sănătate. Măcar pentru a duce aceste proiecte mai departe. Da, da, așa este. Copiii și cetățenii mă obligă să fac lucrul ăsta. Dar vedem. Important e să le terminăm pe cele începute și avem și alte proiecte. Doresc că de asemenea implicăm cetățenii și agricultorii și se dezvoltă și dânsii, atât prin fondurile lor, cât și prin fonduri atrase, fonduri europene. Avem o bună colaborare de asemenea și cu Asociația Crescătorilor de Animale din comună, care au făcut lucruri frumoase. Vorbind despre asta, activitatea, eu știu, economică, dacă trebuie să-i spunem așa, către ce merge? Mai mult agricultură, creștere animalelor? Da, sau agricultură și creșterea animalelor. Suntem o zonă cu tradiție în sensul ăsta. Am avut moșierii în zona aceasta recunoscuți și premiați însuși de către regele. Carol, sunt crescători de animale și cultură mare, în special cereale. Ok. Ne apropiem de final și aș vrea la final să vă rog să adresați celor care ne privesc, locuitorilor din Siliștea și Țepeș-Vodă, toți acestor oameni care vă susțin și care apreciază, sunt convins, aceste proiecte, să transmiteți un mesaj de sărbători și pentru noul an. Având în vedere că se apropie sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, dragi cetățeni ai Comunei Siliștea, permiteți-mi să vă urez sănătate, atât dumneavoastră cât și familiilor dumneavoastră. Permiteți-mi să transmit sănătate și celor plecați pe alte meleaguri pentru a-și câștiga existența și să ne rugăm ca ei să întoarcă cu bine acasă. Vă doresc să aveți un an plin de bucurii și vă promit că voi rămâne același om pe care îl cunoașteți, același Mihai Soare cu suflet de copil pe care l-ați ales prima oară. Mulțumesc! Domnule primar, vă mulțumim și noi pentru că ați fost alături noi în această emisiune. Sunt convins că oamenii nu numai că și-au fixat anumite idei despre cât de importante sunt aceste proiecte pentru comunitatea locală, dar au și văzut că există totuși o speranță ca și strada lor să fie asfaltată, să existe canalizare, să existe toate aceste proiecte și să vadă că, copiii lor sau nepoții învață și au toate condițiile pentru o educație ca la carte, ca exact. Să zic așa. Eu îi asigur de toată implicarea mea în rezolvarea acestor proiecte. De asemenea, dacă consider că cea mai mare realizare a mea este aceea că satele Comunei Siliștea sunt vii. Avem activități, copiii noștri sunt activi și au activități frumoase și comuna trăiește. Am văzut că acest cămin cultural era plin, sala plină până la refuz. Erau oameni care stăteau în picioare, tocmai ca să vină să vadă cum copiii lor evoluează pe scenă. Sunt foarte mândri de copiii lor și, normal, și avem copii talentați și copii frumoși și talentați. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea în emisiune și sper să ne revedem atunci când sunt toate acestea aproape făcute și vă pregătiți să începeți lucrul la alte și alte Doamne proiecte. Doamne ajută, să fie bine și să le terminăm. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnilor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.